Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimate colegi, stimați colegi. Declarația mea politică se intitulează Copiii etnici români din Ucraina, abandonați de Guvernul României. Constituția României menționează importanța românilor de pretutindeni în esența statului nostru. Articolul 7 spune astfel: statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului a cărui cetățeni sunt. Astăzi vreau să discutăm despre comunitățile istorice și despre situația etnicilor români din Ucraina. În luna martie, Consiliul Național al Românilor din Ucraina a adresat o scrisoare deschisă către președintele Iohannis și al său prim-ministru. În cuprinsul acesteia, semnatarii menționează că programul de burse pentru elevii etnici români din Ucraina, proiect inițiat de PSD în 2018, este în pericol, iar împreună cu acesta, viitorul întregii comunități românești. Citez: acest program ne redase speranța că vom putea salva învățământul în limba română din Ucraina și încetini procesul tot mai accentuat de asimilare lingvistică și etnică. În 2018, programul de burse a acoperit nevoile elevilor români din clasele 1. În 2019 am dezvoltat acest proiect acordând burse celor din clasele 1 și a 2. În 2020, Guvernul Liberal a recunoscut importanța acestui proiect și a decis să îl continue, bursele ajungând la aproximativ 5.500 de elevi pentru clasele 1-3. Anul acesta, în 2021, nu avem burse. Bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni nu prevede acest proiect în lista de acțiuni finanțate. Avem, în schimb, nesiguranță și promisiuni. Promisiuni că statul va ajuta, promisiuni că departamentul o să primească bani la rectificare, promisiuni că românii din Ucraina nu sunt uitați de un guvern aflat în derivă politică. Faptele însă ne arată altceva. Timpul este scurt. În anul 2019, atunci când numărul beneficiarilor acestor burse de studiu a fost aproximativ de 3.900 de elevi înscriși în anul școlar 2018-2019, angajații Ministerului au trudit pentru a se încadra în termenele propuse de acordarea de avansuri și de contarea acestora, procedurile necesitând timp și atenție, asta când banii au fost prevăzuți pentru acest program de la bugetul de stat încă de la începutul anului. Mă tem că anul acesta nu va fi timp suficient, aflându-ne deja la jumătatea anului și fără bani, fără proceduri, ci doar cu o liniște deranjantă a acestui executiv pe acest subiect. Este vorba de aproximativ 7.500 de elevi etnici români din Ucraina care așteaptă sprijinul venit din partea statului român. Respectați Constituția, respectați responsabilitatea pe care o aveți, iar dacă acestea nu vă conving, măcar respectați-vă propriul program de guvernare. Natalia Elena Intotero, deputat PSD Hunedoara.